Zeci de baloți de soia și fân au ars în noaptea de 12-3 februarie în localitatea Săbed, comuna Ceaușu de Câmpie. Pompierii din Târgu Mureș au intervenit cu o auto specială de lucru, cu apă și spumă, în sprijinul lor fiind solicitat și serviciul voluntar pentru situații de urgență Râlciu. Flăcările incendiului au mistuit aproximativ 80 de baloți de soia și circa 60 de baloți de fân. Potrivit informațiilor furnizate de compartimentul informare și relații publice al Inspectoratului pentru situații de urgență Mureș, cauza probabilă a producerii incendiului a reprezentat-o folosirea intenționată a sursei de aprindere. De altfel, în aceeași seară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș a fost solicitat, prin intermediul numărului unic de urgență 112, să intervină la un număr de 4 transporturi de persoane supraponderale.